Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, Sfaturi Duhovnicești, vom vorbi despre grijile vieții. Multe aspecte din viața noastră ne îngrijorează și toate la un loc intră așa într-un cortegiu pe care ne numim grijile vieții. Dacă sunt bune sau nebune, vom vedea. Cert este că există, ne influențează mai mult sau mai puțin în funcție de câtă nădejde avem în Dumnezeu. În sensul acesta, vom căuta să răspundem la câteva întrebări. Cineva întreabă direct ce sunt grijile vieții. Până la urmă, cred că toată lumea știe ce sunt grijile vieții, pentru că în ele înotăm de dimineață până seara și de seara până dimineață. Dar poate este bine să găsim și o explicație, o definiție, și nu putem să vedem altceva în aceste griji decât sunt un fel de minciuni, de transformare sau de metamorfozare a minciunii. În ce sens? Ceea ce numim grijile vieții nu sunt altceva decât o percepție deformată a realității. Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat viață să trăim, și putem să iei frumos și cu succes, biruitor, fără să ne împiedicăm de aceste griji, care practic la origină au altă conotație. Dar dacă le pădăm sau deviem de la calea lui Dumnezeu, atunci lucrurile se alterează și devin periculoase. Este ca atunci când mergi printr-o pădure. Dacă mergi pe potecă sau pe drumul marcat, pădurea este frumoasă și simți că împlinești, depășești etapă după etapă și este sigură. Chiar și pentru scufița roșie, cred că ar fi fost sigură. Dacă depășești și ieși de pe drumul marcat după potecă, atunci pădurea devine interesantă, devine vicleană, perfidă, periculoasă. După orice copac s-ar putea să te pândească un lup. Și atunci, oricât ai fi de scufiță roșie, cred că ai nevoie de vânători, dar la îndemână, că nu știu cum ai să o scoți până la capăt. Deci o realitate frumoasă poate să devină nesănătoasă și mai puțin frumoasă dacă nu mergi cu cine trebuie și dacă te lepezi de Dumnezeu. Și asta este experiența vieții fiecăruia, arată lucrul acesta. Din slăbiciunea, din necredință, din îndoială, din lucrarea celui rău până la urmă, omul se lasă influențat și apare situația în care simte că tot ce se întâmplă îl îngrijorează și îl înfricoșează. Este o manifestare a fricii, o manifestare a neputința de a iubi pe Dumnezeu. De aici izvorăsc toate aceste griji ca niște buruieni care caută să te să te înconjoare, să te acapareze, să te acopere. Altcineva întreabă care este valoarea și puterea grijilor din viața noastră, a fiecăruia. Într-adevăr, lupta cu aceste griji este variabilă de la om la om, iar puterea acestor griji, că foarte mulți oameni când stau de vorbă se întrece, da, vai de mine, dragă, nu mai pot, din cauza lui cu tare lucru care se întâmplă în viața mea. Puterea acestor griji, puterea devastatoare, distrugătoare, este dată tot de noi, să știți. Puterea aceasta este în măsura necredinței noastre, în măsura slăbiciunii noastre. Cu cât suntem noi mai slabi, mai necredincioși, mai îndoielnici, mai fricoșați referitor la problema X, cu atât problema X devine mai puternică și ne acoperă, ne devastează. De multe ori cerem ajutor, dar de multe ori nu mai putem cere nici ajutor. Deci mult depinde de atitudinea noastră. Dacă tu ești vertical și demn, cu nădejde în Dumnezeu, atunci grijile devin mici probleme care pot fi ușor depășite. Deci grijile cresc într-un mediu de ignoranță vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, într-un mediu de lene vis-a-vis de relația cu tot ce ne înconjoară și cu noi înșine, și să luăm aminte că poate ne regăsim, într-un mediu de uitare. Spuneau Sfinții Părinți că aceștia sunt trei mari uriași care periclitează mântuirea noastră: ignoranța, lenea și uitarea. Dar când trăiești în lume cu sentimentul că nu ești singur și că ești fiu de Dumnezeu și că Tatăl tău este lângă tine, toate acestea dispar ca prin minune și viața ta începe să fie frumoasă și promițătoare.
Tot în sensul acesta cineva întreabă de cine se lipesc aceste griji, că într-adevăr ele se lipesc ba de unii și ba de alții și dacă observăm în jur vedem că se lipesc mai mult de unii și mai puțin de alții. Și dacă cercetăm vom vedea de ce se lipesc mai mult de unii, ce au aceștia în comun. Și putem spune că se lipesc mai mult de cei fără Dumnezeu și fără credință. Sau poate cred în tot felul de ciudățenii nesănătoase și neadevărate. Pentru că programul credinței există în om, dar trebuie să-l folosim, să-l exersăm pe calea cea sănătoasă. Este ca și când mașina are roți ca să ruleze, dar ca să aduci profit și ca să dezvolți o viață sănătoasă, trebuie să ruleze pe calea cea sănătoasă și până unde te duc pe tine, calea care te duce pe tine în afacerile tale cele bune. Că dacă rulează oriunde, la un moment dat s-ar putea să te oprești într-un pom și n-a fost un rulaj sănătos. La fel și cu credința. Ea există, trebuie folosită. Putem crede că suntem cineva și nu suntem. Putem crede că pixul acesta este magic și nu este. Și în acesta ne epuizăm aceste puteri ale credinței, le risipim și vom suferi pagubă sub toate aspectele. Hristos chiar mărturisește în cuvântul unei evanghelii că de toate aceste aspecte care împovărează existența noastră, aspecte care le numim griji, numai cei fără credință, apropo de credință, numai cei fără credință le suportă. Și spune acolo Hristos, păgânii se îngrijesc de toate acestea, adică ce mâncăm, ce bem, ce îmbrăcăm, ce facem, ce dregem, cât câștigăm, unde ajungem, aspecte nu total inutile, necesare într-un procent foarte mic, țin de trup și de lume, dar nu comparabile cu existența ta spirituală și sufletească care ține de veșnicie și de permanența acestei vieți, de puterea, de seva acestei vieți, de rădăcina acestei vieți. Deci noi acceptăm și trupul și toate aceste aspecte, dar nu amestecăm rapoartele, nu amestecăm procentele de valoare, că ar fi nesănătos. Când credința se oprește, am vorbit de necredință până acum, când credința se oprește doar la Doamne, Doamne, cum spune Mântuitorul la un moment dat, doar invocarea aceasta, Doamne ajută, Doamne ajută, e prea puțin și atunci, într-adevăr, peste tine vor veni un nor de griji și ar putea să le faci față destul de slab. Aceste virtuți, credință, nădejde și iubire te ajută să depășești limitele existenței sale și să risipești nurul acesta de griji, să pui ordine dacă vrei între ele și încet începi să le stingi pe drumul pocăinței și luptând cu smerenie, care este o putere. Iarăși, aceste griji este un element foarte important și ar trebui să ținem cont. Aceste griji nu se înving una câte alta, una după alta, pentru că luptând așa una câte una, fir cu fir, ne risipim și ne epuizăm. Trebuie văzut mai în adâncuri mentalitatea care generează aceste griji. Deci grijile se înving la pachet, în buchet, dacă vreți. Cum? Schimbând mentalitatea vieții tale. Schimbând nivelul de existență, de percepție al vieții tale, deja multe din griji dispar și celelalte care se tulbură rămân nesemnificative. Este important lucrul acesta. În latura creștină se vorbește despre metanoia, adică înnoirea vieții tale în Hristos și lucrurile se schimbă. Devii mai bun, devii deosebit, devii extraordinar pe această cale. Altfel rămânem cu toți niște specialiști în dezastru, de niște specialiști în, că ați văzut multe știri, toată lumea promovează, toată lumea anunță ce s-a întâmplat rău. N-ai să vezi sau foarte rar o să vezi un anunț și o bucurie că s-a întâmplat undeva ceva bun, ceva bun pe cale spirituală, pe cale sufletească. În general, promovăm și aducem ca vești ce se întâmplă rău și ce strânește frică și ne sperie, tocmai ca să înmulțim această atitudine, această existență. Cum vă spuneam, am ajuns în felul acesta specialiști în prea târziu, în inutil, în nu se poate și deși dacă vom fi atenți, când vom sta înaintea Dumnezeu, acolo vom ajunge la timp și va fi interesant pentru noi.
că tot timpul am ratat și acolo va trebui să fim prezenți și să arătăm faptele vieții noastre, CV-ul vieții noastre. Noi ca popor așa suntem destul de instruiți pe această cale, avem o istorie destul de bogată în relația cu Dumnezeu, deși unii astăzi ne acuză poate că am ajuns un popor de oi. Să știți că nu este o slăbiciune, nu este un defect și dacă este o slăbiciune, este slăbiciunea aceea în care Dumnezeu își arată puterea. Este un gest de smerenie. Fericit poporul care a ajuns ca o turmă de oi. Și eu mă bucur dacă se vede lucrul acesta și din afară, adică din unghiul celor necredincioși, că suntem ca un popor de oi. Și știți de ce? Pentru că asta este singura noastră șansă de supraviețuire. Chiar și biologic, dacă vedeți, oaia este animalul cel mai inofensiv, nu se poate apăra cu nimic, nu știe, nu are nici colț, nici să alerge, nu elimină nimic toxic, este cel mai neprotejat animal totuși. Și totuși istoria, multe specii de animale au dispărut, de tot felul. Oaia n-a dispărut și a rămas, este o existență fundamentală a istoriei. Este importantă istoria și evoluția ei. Dar pe de altă parte spirituală, am convingerea că dacă suntem și putem fi un popor și mai de oi, adică și mai aproape de Dumnezeu, de ce? Pentru că este singura șansă de supraviețuire. Dumnezeu se va implica numai în popoarele unde sunt oi ale sale. Este cartea noastră de vizită pe care mulți vor să ne-o fure sau măcar să ne-o altereze. Istoria noastră este o istorie de luptă, de pocăință și de smerenie. Este o istorie de curaj. Așa cum suntem considerați un popor de oi, este șansa noastră de a avea lumină la Dumnezeu și împlinire. Vom vedea cum se va întâmpla lucrurile în istoria care urmează, viitorul apropiat. Cert este că Psalmul 90 este și pentru noi, pentru că dacă s-a observat, înseamnă că chiar suntem pe aici, pe acolo, oițe ale lui Dumnezeu. Să nu întârziem prea mult la aceste întrebări, că sunt destul de multe. Cineva întreabă de unde vin grijile. Păi de unde să vină aceste griji decât tot din pe o ușă pe care Dumnezeu ne-a deschis-o, pentru că ne iubește și ne-a dăruit libertate. E și această libertate dăruită de Dumnezeu pentru a fi gestionată spre iubire și apropiere de Dumnezeu. Noi am folosit-o uneori cârcotaș sau din lene, cum spuneam mai devreme, uitare și ignoranță, și nu am crescut în iubire către Dumnezeu, ci am folosit libertatea spre comoditate, spre confort, spre concurență, spre câștiguri fără muncă, și de aici norul acesta, vălul acesta de griji care ne sâcâie și ne bruiază existența. Deci libertatea care are origină a fost un dar sănătos, din gestiune nesănătoasă a noastră a ajuns să fie sursă de griji, a ajuns să altereze iubirea cea sănătoasă și devină sursă de griji. Bineînțeles, coroborând, că e vorba de virtuțe aici, coroborând cu îndoiala, cu necredința, omul a început să se teamă de tot felul de existențe. Este un cuvânt frumos în Sfânta Scriptură care spune că a început să-i fie frică unde nu este frică. Și știm cum vine lucrul acesta, că nu de mult, cel puțin anul trecut, ne-a caracterizat, nu numai poporul nostru, toată planeta, ne-a fost frică de ceea ce nu era frică. Iar acum culegem roadele și vom mai culege și încă mult timp roade din acestea născute din frică. Nu sunt sănătoase, să știți. Una peste alta, grija față de trup este iarăși atenția exagerată față de trup, față de lume, este iarăși o sursă de griji. Nu rezolvăm multe, asta le rezolvă numai Dumnezeu, dacă suntem înțelepți să îl apropiem prin rugăciune, dar este o sursă de griji care ne limitează în comportamentul nostru, ne face fricoși, ne face neputincioși și în disperare de multe ori strigăm. În stânga, în dreapta, strigăm chiar și la Dumnezeu, dar în disperare. Nu este bine să ajungem până acolo. Dumnezeu nu ne-a creat o ființă rațională ca să ajungem în disperare să strigăm după Dumnezeu, ci gândind și folosindu-ne rațiunea și inima, latura noastră
emoțională, spirituală și afectivă, deci coroborând toate aceste puteri ale noastre, să ajungem la Dumnezeu în timp util și pe cale sănătoasă. Așa își dorește. De multe ori însă, factorul de variabilitate care se cheamă om introduce alterări și ajungem cum putem, destul de răniți, destul de tăvăliți de viață. Altcineva întreabă dacă există și griji bune, pozitive, corecte. Nu sunt prea multe. Am putea spune că există și astfel de griji, dar cele mai multe sunt cele care ne seacă existența. Pozitiv ar fi în viața unui om, sau o singură grijă corectă, am putea spune, a omului, să este grija pe care o are copilul când este pe stradă de mână cu tatăl său. Ce grijă ar trebui să aibă copilul? Și dacă îți observi, nu prea are grijă asta, decât când simte că intră în panică. Grija lui ar fi să nu-l piardă pe tatăl din vedere sau de mână. Cam așa este și grija noastră. Deci omul are o singură grijă, până la urmă, corectă, care este de folos. Să nu piardă legătura sa cu Dumnezeu. Dacă o pierde, va fi în pericol. Vor veni necazuri și griji de la rele și multe și urâte și murdare și grele. În ce domeniu se împarte această grijă a omului când pierde Dumnezeu? În domeniul trupului și a lumii în care trăiește, care te înfricoșează, e ca un hățiș și mulți chiar au spus de foarte multe ori, lumea e ca o junglă și cred că n-au greșit foarte tare. Aceste griji te trag pe panta sau pe panta consumului și se vorbește foarte mult de consum și că nu este o calitate, ci este o slăbiciune, un defect al existenței umane, pe calea comodității, iarăși, pe calea confortului, unde suntem stimulați, dar nu ne face cinste, pe calea concurenței, în cărțile de specialitate se vorbește de concurență ca o cale de progres, în sensul că fiecare concurează cu el însuși, dând progresiv din ce în ce mai multe valori. Adică eu, dacă am descoperit un lucru care seamănă așa, la un moment dat mă cercetez și descoper în continuare un lucru care este și mai performant decât cel acesta pe care am descoperit în domeniul acesta. Sau colegul meu descoperă un lucru și eu mă cercetez, mă dezvolt, muncesc și ridică această realizare a colegului la un nivel și mai înalt. În practică nu se întâmplă așa, concurența înseamnă altceva, adică ceva de genul, pe românește, să moară capra vecinului. Dacă eu alerg pe calea aceasta și colegul meu aleargă și simt că are mai mult sorți de izbândă, trebuie să-l sabotez cu ceva ca eu să rămân mereu în frunte. Asta e concurența din fapt, de pe piață, din realitate. Că de multe ori observăm că teoria nu prea se apropie de realitate și asta obosește, ne și împovărează, schimbă și factura ființei umane și este destul de trist. Dar e o realitate și trebuie să-i facem față, trebuie să o depășim. Altă întrebare referitor la grijile din viața omului, dacă au avut un rost aceste griji. Cineva întreabă care este rostul grijilor în viața omului. E drept că Dumnezeu fiind atot stăpân, probabil că cineva se întreabă dacă sunt atât de rele și dăunătoare, otrăvitoare de viața aceste griji, de ce Dumnezeu nu le stopează sau nu le selectează cumva, nu le triază să le dea la o parte. Dumnezeu le îngăduie. Nu pe toate, ci numai pe cele pentru care noi ne zbatem. Deci ne dă libertatea aceasta și ca un părinte care zice, dacă nu mă asculți, atunci fă cum crezi tu și te aștept când nu o să mai poți să duci, să strigi la mine și atunci am să vin să te ajut. Este bine să ascultăm, dar cei care ne ascultă ajung și în situația aceasta că se împotmolesc până peste cap de multe ori. Este și expresia când te bagi undeva unde nu trebuie și te duci în cap. Tot de la oameni care s-au zbătut și au ajuns acolo, am auzit-o și eu. Deci Dumnezeu îngăduie aceste griji tocmai pentru că prin ele vrea să dobândim o experiență și luptându-ne cu ele să învățăm să biruim. Că omul în luptă cu orice grijă, să știți că nu vrea să piardă, vrea să câștige, dar neștiind cum de multe ori pierde. Grijile acestea care vin nu sunt vin întâmplător, în spatele lor este o relațiune malefică a celui rău care le conduce și acesta știe să le conducă în așa fel încât să ne sece de puteri și să ne învingă.
Hristos însă vine după, pe de altă parte și spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea, deci ne dă putere. În măsura în care ne lăsăm lipiți de Hristos, învingem. Dar omul e mândru, învățat de diavol să fie mândru și nu este bine. Și aici vine tot jocul acesta. Ca un copil care zice, lasă-mă în pace că știu eu ce fac, dar el nu știe ce face. Și când nu mai poate, începe să strige. Ferice că poate să strige, că poate să ajungă în situația să nu mai poate să strige. Viața e destul de delicată cu cei neascultători. Așa cum spuneam și puțin mai devreme, grijile acestea care vin peste tine ca o apă și te înconjori ca o mare de buruieni și te acoperă, te sufocă, nu se înving una câte una, ci se înving prin schimbarea de mentalitate. Din apa care te acoperă val după val, nu ieși luptându-te cu fiecare val, ci trebuie să schimbi nivelul și schimbă nivelul, te ridici și simți că ești altul. Dintre buruieni nu ieși rupând buruienile una câte una, că sunt multe și până când le termin pe alea, pe toate cele care le-ai rupt prima dată, acum deja sunt mari din nou și te acoperă și oboseala, spune cuvântul. Deci trebuie să ieși dintre ele sau să te urci pe un loc înalt. Aceasta este atingerea cea mai sănătoasă, să-ți schimbi modul de viață. Hristos vorbește despre naștere din nou, o naștere de sus, după repere superioare, de stele din cer, sau, spun Sfinții Părinți, metanoia. Și atunci toate grijile se depășesc la pachet sau un buchet, cum putem spune în ziua de astăzi, ca să înțelegem. Fricile se depășesc și toate, în contextul acesta al programului pocăinței și lupta pentru virtuți. Un om care luptă cu păcatul, cu grijile, cu neputințele, cu slăbiciunile acestea și simte că nu mai poate, nu va reuși niciodată să le învingă. Nu trebuie să lupți împotriva păcatului din viața ta. Pentru că păcatul este ca o hidră, cum spune acolo în literatură, cu multe capete, sau dacă vezi ca o caiță cu multe brate, pe unul învin și altul te cuprinde. Păcatul este perfid, de viclean. Cine îl conduce știe să-l conducă, are experiență și o vârstă mult mai mare decât a noastră experiență. Păcatul se învinge altfel. Întunericul nu se învinge ca în povești, dând afară cu banița, ci aprinzi lumina. La fel și păcatul. Nu te luți cu păcatul X sau Y care te stăpânește, că n-ai să-l învingi. Aparent învingi unul și între timp te cuprind altele două, trei. Ci lupta ta trebuie să fie sănătoasă pe calea virtuților. Dobândește virtuți. Dacă vrei mai medical, așa să zic, dobândește începând cu virtuțile a căror păcate te fărâmă și te tulbură. Luptă pentru virtutea complementară, ca să luăm așa mai patogenic. Și pe măsură ce dobândești această virtute, păcatul care te-a stăpânit se desprinde, ca un virus care nu are cu ce să mai agațe, că organismul se vindecă și este luat și dispărut. După o vreme, când virtutea devine normală, ființială pentru tine, te uiți la un astfel de păcat în cărți sau la alții și zici, cum e posibil ca un om să facă așa ceva? Aproape că a uitat că cândva erai și tu prizonier acestui păcat. Deci viața omului în programul de pocăință, pocăința nu luptă cu risipirea și învingerea păcatelor, că este o luptă de Sisif, nimeni n-a învins. Trăim într-o mare de păcate, n-ai cum să învingi lucrul acesta. Pocăința este un program care te învață să apreciezi virtuțile, să ți le apropii, să ți le dezvolți, să trăiești în mijlocul lor, împreună cu ele și la un moment dat, uitându-te în jur, nici nu e nevoie. Dacă se întâmplă să te uiți în jur, ai să vezi ce urât este păcatul și e departe de tine. Cu cât trăiești mai mult în mijlocul virtuților, cu atât păcatul este o amintire, este ceva pentru altcineva sau pentru alte momente. Nu mai este pentru tine. Smerenia, care este o trăire de curaj, o stare de mare curaj, născută în focul pocăinței, te îndeamnă să-ți apropii, să culegi în buchet virtuțile cât poate omul să ducă, cât poate talanții lui să-l cuprindă. Altcineva întreabă,
Dacă Dumnezeu are griji și care e grija Dumnezeu? Este interesant. Da, are și Dumnezeu o grijă, în sensul că El poartă de grijă prin persoana Duhului Sfânt de toată creația și grija sa este ca această creație să fie frumoasă, luminoasă, să meargă până acolo încât să se împlinească, până la plinătate, în așa fel ca Dumnezeu să poată merge în odihna sa, admirând și bucurându-se de frumusețea și controlul asupra acestei creații. Momentan suntem încă în lucru, suntem prin ziua 6-a spre sfârșit, dar urmează și ziua de odihnă, când Dumnezeu va hotărî, lucrurile se vor împlini. Referitor la Hristos, care s-a întrupat, Dumnezeu întrupat și a venit mai aproape de noi ca să ne sprijine pe această cale și în această luptă, putem spune că grija sa era să ne învețe, că de aia se numea învățător, să învețe. Grija sa era să sfințească această creație, sfințind pe noi, oamenii, și sfințind tot prin rugăciune, de aceea se numește și arhiereu, este arhiereul nostru înaintea lui Dumnezeu. Deci grija sa este să sfințească prin rugăciune, de la el facem și noi, făcând asemenea lui, facem și noi lucrul acesta și sfințim totul prin rugăciune și prin Sfânta Cruce. Deci să fie învățător, să fie sfințitor, jertfitor și să conducă, este grija lui, să conducă această creație, întrucât prin voia lui Dumnezeu Tatăl, ca urmare a sfatului Sfintei Treimi, prin Hristos Fiul Său, s-a creat toată această lume, s-a creat toate lumile și cele nevăzute și cele văzute, de la scaune domnii până la îngeri încet încet, cele nouă. Noi suntem a zecea, de aceea tot ce se întâmplă în lumea aceasta a noastră, a pământenilor, a terienilor, este în baza 10. Are, totul are conotație științifică, pentru că Dumnezeu face știință pură, nu face cum cred unii și alții. Credința, teologia este cea mai științifică știință, dacă vezi, cea mai exactă știință, dar nu s-au găsit oameni de știință foarte exact ca să o studieze așa cum trebuie, dar vor veni vremurile. Și conducând, având, purtând această grijă și conducând, El creează tot, El s-a și jertfit, adică a restaurat, resetat creația și El o va și evalua la final, când va considera că este momentul oportun, potrivit, în chip de judecător. Este creația Lui, de aceea îl cinstim și îl iubim, ca să ne bucurăm împreună, pentru că ne-a dat această libertate, să ne bucurăm împreună de creația aceasta minunată, este unică și frumoasă. Cum vă spuneam, aceste griji noi le percepem ca griji, Dumnezeu însă le percepe ca încercări, de asta le și îngăduie. În lupta cu aceste griji, deci creștinul nu are griji în viața aceasta, are doar încercări. Simte, le acceptă, simte că vine de la Dumnezeu, zice românul, Doamne ajută, și pleacă la muncă și la luptă și învinge și biruiește. Cu Doamne ajută, a spus din toată inima, numai pe buze. Asta e conotația lui Doamne ajută, zici, Doamne, vino cu mine. Și Dumnezeu vine. Așa cum Sfântul Apostol Andrei, când s-a întâlnit prima dată cu Mântuitorul, era ucenic al lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, văzând pe Mântuitor, zice, iată meu Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acest cuvânt, spus mai în taină, mai liniștit așa, de Ioan Botezătorul în sufletul său, l-a uimit pe Andrei, nu era singur, era cu încă un prieten, și ca niște tineri ce erau, s-au luat după Mântuitor, după Învățător. Mântuitorul i-a simțit, s-a întors și i-a zis, ne-a întrebat, ce vreți? Și Mântuitorul Andrei a zis, unde locuiești? Întrebare de copil, unde locuiești? Adică vrem să cunoaștem mai multe despre tine. Și Mântuitorul a zis, vino și vezi. Deci asta este atitudinea lui Dumnezeu. Când ești interesat să te apropii, Dumnezeu se deschide. Vino și vezi. Grijile nu sunt de la Dumnezeu, sunt provocări. Cu cât credința noastră este mai slabă, cu atât grijile sunt mai multe și mai acaparatoare. Iar cineva întreabă, cum te poți elibera de efectul acestor griji? Într-adevăr, te poți elibera, trebuie să te înarmezi, să iei armele mântuirii. Asta înseamnă, presupune lepădarea de sine, prin care depărtezi lumea de tine.
te faci tuturor totul, să împlinești poruncile lui Hristos, cuvintele sale să le asculți. În altă parte, citirea Sfintei Scripturi, cuvântul este ca o sabie cu multe tăișuri, să ai tot timpul cuvintele la tine, să fii lumină pentru ceilalți și pentru tine, bineînțeles. Iarăși ca arme menționează Sfânta Scriptură, arma bunei voiri, bunăvoința în sufletul tău și risipită în jur, este de mare folos și de mare putere. De asemenea, Sfânta Cruce, nu numai ținută în mine, așa cum, în mână, mă scuzați, așa cum o fac eu, ci trăită, simțită, crucea care este în inima ta, este într-adevăr putere și cuvântul Sfintei Scripturi o numește armă asupra diavolului, ceea ce este important lucrul acesta. Viața în contextul Sfintei Biserici a lui Dumnezeu Iisus Hristos, Sfintele Taine, acestea sunt puteri și prin aceste căi și instrumente dobândim putere care ne ajută să depășim aceste momente, aceste provocări, să ne schimbăm viața, să ne naștem din nou și din acele griji să fie ca niște mici provocări care să ne facă viața frumoasă mergând pe o cale biruitoare. Dragi prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze!